Inspectoratul Școlar Județean Olt se va ocupa pe viitor nu doar de educarea elevilor, ci și a părinților. Instituția intenționează să facă acest lucru prin diverse activități și cursuri prevăzute în proiectul Școala Părinților. Astfel, se speră ca să crească gradul de implicare al părinților în educarea copiilor, cu efecte benefice asupra rezultatelor școlare ale acestora. La proiect sunt invitați să participe toți părinții care doresc să-și îmbunătățească relația cu proprii copii, să învețe cum să impulsioneze, să învețe mai bine și să-i ajute atunci când au nevoie de sprijin. Rezultatele scontate sunt așteptate încă după primul an de implementare. Proiectul Școala Părinților va fi inclus în strategia viitoare a Inspectoratului Școlar Județean Olt. Liceul Tehnologic Piatra Olt, Liceul Teoretic Ion Gheorghe Roșca din Osica de Sus și Colegiul Tehnic Balș vor beneficia de granturi din partea Ministerului Educației și al Guvernului României în cadrul proiectului privind învățământul secundar ROS. Ele fac parte din cele 300 de unități de învățământ preuniversitar din întreaga țară, selectate pe baza rezultatelor obținute în ultimii ani la examenul de BAC. Proiectul se implementează pe parcursul a 2 ani, cele 300 de școli fiind selectate pentru prima parte a proiectului derulat în acest an. 50% din fondurile alocate vor fi cheltuite pentru activități de pregătire suplimentară a elevilor, de dezvoltare personală, consiliere și orientare profesională. Inspectorii Direcției Sanitar-Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor Rol au fost preocupați în ultima perioadă de calitatea fructelor și legumelor din import. Ei au vrut să afle dacă acestea respectă prevederile legale privind concentrația de pesticide. În acest sens, inspectorii au verificat piețele, târgurile, supermarketurile sau magazinele alimentare. Neregulile constatate au fost sancționate doar în cursul lunii trecute cu amenzi contravenționale în valoare de aproape 45.000 de lei. Inspectorii Direcției Sanitar-Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor nu au constatat legume și fructe cu o depășire a limitei maxime admise pentru pesticide sau fungicide dăunătoare sănătății consumatorilor. Capricile naturii din ultima perioadă a distrus culturile de pe aproape 5.700 de hectare de pe raza localităților Bucinișu, Obârșia, Isbiceni, Tia Mare, Morunglav și Cilieni. Cele mai mari suprafețe afectate sunt înregistrate la culturile de grâu, orzoaică, porumb și floarea soarelui. Angajații Direcției pentru Agricultură și Dezvoltare Rurală Olt au inventariat și câteva zeci de hectare cu legume și viță de vie afectate în principal de grindină. Gradul de afectare a culturilor este de peste 70%. Situația centralizată a pagubelor produse de capricile naturii a fost înaintată Ministerului Agriculturii. Fermierii olteni speră ca statul să le vină în ajutor și să le acorde despăgubiri, așa cum s-a întâmplat în anii trecuți. 3.800 de agenți economici din județ au fost executați silit luna trecută de către FIS. Aceștia datorau bugetului de stat peste 15,5 milioane lei. În vederea recuperării creanțelor, Administrația Județeană a Finanțelor Publice Olt a aplicat și 4 sechestre pe bunuri mobile și imobile, în valoare totală de 900.000 de lei și a dispus instituirea a peste 4.700 de popriri pe conturi bancare pentru o sumă ce depășește 6 milioane de lei. În urma acțiunilor au fost recuperate creanțe bugetare în sumă totală de 8,93 milioane lei. Cei mai mulți bani au fost încasați din instituirea de popriri pe conturi bancare. În ciuda eforturilor, fiscul oltean nu a reușit luna trecută să-și îndeplinească planul de încasări, dar a contribuit la bugetul local cu aproape 56,5 milioane lei, reprezentând 97,9% din planul de încasări propus.